Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Barba, a declarat că ediția de anul acesta a Târgului de Crăciun din centrul Sucevei va fi deschis până pe 15 ianuarie 2024. În cadrul Târgului, Consiliul Județean va fi prezent alături de Asociația Produs în Bucovina. Nicolae Barba a menționat că la târg vor fi prezenți meșteri populari care vor prezenta meșteșugurile tradiționale din industria casnică textilă. Port popular, prelucrarea pieilor, opincărit, împletiri tradiționale, prelucrarea lemnului și multe altele. De asemenea, așa cum i-am obișnuit pe Suceveni și la edițiile anterioare prin Asociația Produs în Bucovina, partenerul nostru și în cadrul OM de Bucovina, vom avea și foarte multă gastronomie specifică perioadei sărbătorilor de iarnă.